seara și bine ați revenit, dragilor, în compania noastră. Vom spune astăzi multe vorbe bune la adresa tăticilor implicați în creșterea copiilor lor. A fi tată nu este doar o întâmplare minunată a naturii, dar și o mare responsabilitate. Iată de ce azi la vorbe bune o să vină tătici. Din cei care știu ce a fi tată, că de fapt a fi tată este un privilegiu pe care ți-l oferă viața, dar să fii un tată grozav pentru copilul tău este o adevărată artă. Sunt Lilu și mor de curiozitate să văd ce trăsnăi fac și ce lecții de viață știu să dea tăticii moldoveni. Primul nostru invitat a crescut fără tată, însă are foarte multă dragoste nemărginită pentru cele două minuni de fetițe pe care i le-a dăruit viața. Chiar dacă lipsește mult de acasă, timpul său liber îl petrece în sânul familiei. Ce emoții frumoase trăiește Mihai Grandraman când merge la biserică cu fetele sale. Aflăm de la el chiar acum. Și nu doar asta, pentru că îl vom întreba de toate. Salut, bine ai venit! Salut, salut, salut! Uite, uitați-vă la el! Ați da că el este tătic. Și uitați-vă la ea, dar dacă este mama... Mamă, tu de două, eu de două, ia loc acolo. Mersi, mersi foarte mult. Așa. La ce vârstă ai devenit tu, tătic? Păi pe la... Tu ești 22, dacă nu mă greșesc eu. Foarte... De vreme pentru un bărbat. Super! Eu cred că este taman ok pentru mine, nu știu pentru ceilalți. Ți-ai dorit? Acum în dependență de nivelul în care ești, cred că. Tu ți-ai dorit copii? Și mai doresc, desigur. A, și mai dorești! Înseamnă că lista ta vrea să fie completată cu cel puțin un flăcău. Păi nu știu, exact același lucru mă întreabă și pe mine toți. Dar trebuie să faci băiatul, trebuie să faci, cum fără el? O să vedem, cum, da, bunul Dumnezeu. Așa, nu te-au luat prin surprindere responsabilitățile și grija care au apărut odată cu venirea unui copil pe lume, pentru că până atunci trăiai pentru tine în mare parte. Păi, știi cum, eu cel puțin am fost plin de responsabilitate de mic copil. Avem eu ca singurul bărbat în casă, așa cum am crescut eu fără tată, trebuia să fac unele lucruri de la și până la. Așa că chiar absolut deloc, da, când apare un copil este cu totul altceva, așa că o iei de la capăt, deja sunt cu totul alte lucruri. Ai schimbat scute ce? Poh, sigur, și chiar vă îndemn și pe voi toți bărbații să o faceți, de ce nu? Noaptea, atunci când se trezea bebele, pentru că știm, nu dorm, chiar sunt excepții, dar sunteți tare, tare fericiți în cazul ăsta. Făceați cu schimbul când erau ele mici? Deci, prima fetiță, Melania, nu știu de ce așa a fost o tradiție, pot să zic eu, adormea doar la mine în brață. Așa că da, eu... atunci când erai în turnee, când erai cu spectacole, ce făcea soția? Deci, ca să înțelegi, când a apărut prima fetiță, nu prea aveam turnee eu. Eu munceam aici în oraș, aveam cu totul alt job, pe lângă Brio Sonores. Asta e cu totul altceva, altă istorie. Dar seara veneam acasă și adormeam eu fetița. Desigur, deja când a venit Mihaela pe lume, a fost cu totul altceva, eu nu mai eram acasă. Așa, dar ai rămas foarte implicat în educația Sigur. Fetelor. Păi, ca să înțelegi, să înțeleagă toată lumea, nu ai dreptul să faci o familie, să nu te implici în această familie, pentru că odată ce îți dai jurământul pentru ca să întemeieze o familie, să-ți iai o soție, nu ai dreptul să nu te implici. Vă dați seama, în cazul în care un bărbat își ia soție, face un copil și nu se implică în familie, ce se întâmplă cu această familie? Nu mai este familie. Uite, tu fiind un tată implicat în educația fetelor tale, ce lecție ai învățat cel mai mult de la fetele tale? Pentru că, de fapt, am impresia că copiii ne învață pe noi mai mult. Sunt nu foarte multe lecții. Deci, și ca să înțeleagă și cei care nu au copii, copiii sunt cei mai buni profesori pentru noi. Ei chiar te învață cum să iubești, cum să ierți, de ce să ierți, cum să mănânci, ce să nu mănânci. Chiar un exemplu pur vă dau câteva zile în urmă. Mi-a venit mie pofta din niște chipsuri să iau. Și Melania mă întreabă, tati, ce sunt astea? Chipsuri. Cartofi. Ok, cartofi. Zic, spate să mănânc? Zic, nu, după masă. De ce nu înainte de masă? Sunt foarte condimentate și plus că au euri. Și atunci ele de ce se vând în magazin dacă au euri? Business. Nu puteam, mă rog,
Și zice că, dar voi de ce le mâncați dacă sunt iauri? Mă rog, uite, asta sunt, aștia sunt profesorii noștri. Vrem, da, nu vrem. Și atunci, încercând să le duci pe ele într-un mod cât mai sănătos de viață, atunci automat, încerci automat trebuie să trăiești tu acest, să mănânci chipsuri noaptea pe întuneric, să nu te vadă. Așa și-au făcut noi, cu Diana. Și cu telefonul. Pentru că, de exemplu, eu, când noi când ajungem țara acasă, încercăm să punem telefoanele cât mai sus, pentru că dacă ele ne văd pe noi că suntem pe telefon, evident, același evident lucru vor sta și ele. Un mesaj pentru... La noi este o tradiție, o stare că te îndrăgă. Nu este o tradiție. Duminică dimineața ne sculăm la biserică, după aia venim acasă, facem amiază și seara mergem la primărie, dacă tata are liber, sigur că da. Totul este posibil, dorința să fie. Sigur că da, cu siguranță. Un mesaj pentru tăticii care poate nu știu să prețuiască atât de mult timp cu copiilor și le e frică să fie numiți pătcăblucnici. Deci sunt foarte multe aici de spus. Eu cea mai mare rugăminte am către toți bărbații să fie în familie. Da, iar tu ești un exemplu extraordinar pentru fetele tale și vor căuta bărbați care să fie cel puțin la fel de buni și înțelepți ca tine. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Noi trebuie să fim un exemplu bun pentru toți copiii din lume, nu chiar pentru copiii noștri. Așa că trebuie să avem putere, răbdare în primul rând și foarte multă înțelepciune. Adevărat! Iată un tătic din showbizul autohton. Dar sunt și alții care demonstrează că rolul de tată este unul important în viața copiilor lor și își iau acest job full-time foarte în serios. Cine sunt tăticii din showbizul de acasă care au vieți profesionale aglomerate, însă momentele petrecute în compania copiilor nu le schimbă pe nimic. Vedem în continuare cine sunt tăticii eroi. Pavel Stratan este renumit nu doar pentru postura de interpret, dar și pentru cea de tată exemplu. Se mândrește cu doi copii talentați, Cleopatra și Cezar Stratan. Educația și dragostea față de muzică le-a fost insuflată de mici copii, iar Pavel a fost cel care i-a ghidat și a avut grijă să le ofere dragoste și atenție. Alexandru Manciu este tată a trei băieți, gemenii Matei și Damian și Vladimir, mezinul familiei. O fi o coincidență pentru că și el a crescut cu doi frați mai mici. Se străduie să fie un tată exemplu și mai tot timpul liber îl dedică băiețelor săi. Regizorul Arcadie Spoială a intrat foarte bine în rolul de tătic. Are doi băieți, Duminic și Teodor. În ziua în care soția lui a născut cel de-al doilea băiat, Arcadie a postat pe o rețea de socializare o fotografie în care își ține mezinul în brațe, radiind de fericire. Se declară un familist convins. Adrian Ursu a devenit mult mai împlinit de când are o comoară de fetiță, Maria Andreea. Un copil liniștit și cu minte, care pare că o să continue activitatea tatălui. Sergiu Kovalski, solistul formației Lume, se laudă cu cei doi copii ai săi pe care îi iubește la nebunie. Are o fetiță, Eliza, și mezinul care îi poartă numele. Invitatul care vine acum este un tătic responsabil. A asistat curajos la nașterea copilului și a fost cel care a tăiat cordonul umbilical al pruncului. Este implicat 100% în creșterea copilului și nu își imaginează viața fără acest rol vital. Dumitru Tur, în ospeție la Vorbe Bune, vine chiar acum și vreau să salut! Bună seara. Salut! O mână caldă pentru un tătic minunat. Ce face Bianca acum? Cu cine e? Cu mămica. Cu mămica. Da. Ia loc acolo. Cât are fetița? Bianca are un an și o lună deja, foarte mare. A început să meargă din aur. Ne bucurăm de succesele și de progresele pe care le faci zi de zi. Eu știu că multor bărbați le e frică să asiste la naștere. Tu ai fost pregătit emoțional cumva de asta? Sau? Da, în spatele asta cred că a fost o dorință enormă de a fi prima persoană care o să vadă, ok, nu vedea, dar oricum, pe care o să simtă, o să audă. Și mi-a plăcut. Aș repeta dacă aș mai avea ocazia. Eu sunt sigură că o să mai ai ocazia, dar nu ți-a tremurat mâna când ai tăiat cordonul? Un pic, da, un pic a fost, că nu știam, mă așteptam la un material un pic mai diferit, mai moale, dar e destul de tare. Aha, a trebuit să... Da, să depun ai fost forță, nevoie sigur, de forță sigur, sigur. Masculină. De 1 iunie, soția ta a făcut un colaj minunat din momentele frumoase pe care le-ai petrecut alături de minunea ta de copil și vreau să vă invit și pe voi în aceste clipe să vedeți ce înseamnă dragoste de tată.
așa că și voi ați făcut aceste imagini, felicitări. Se vede dragostea și am impresia că ai crescut într-o familie în care a fost multă dragoste. Da, ai fost, învățat de acolo. Da, am trăit și drept mai mult cu mama, dar oricum am fost din toate părțile înconjurat și încurajat cu dragoste, cu vorbe bune. De asta mă stăru și eu să fac absolut orice pentru ea. Te-am văzut purtând un sling. Da. Obișnuiam, sigur, e ok pentru mine. Mă simt mult mai liber, de exemplu, decât să iau căruciorul, îmi simteam mult mai greoi, e nevoios. Așa am pus un sling și ne-am dus. Te-ai simțit bine în siguranță? Pentru că puține mămici încearcă acest lucru. Nu, mi se pare cel mai sigur, simți aproape și tot ok. Îi bate inimioara, da. Și în călătorie ați plecat. La sigur. Ce vârstă ați plecat în călătorie cu cea mică deja? Prima a fost pe la 2 luni, am plecat pe o zi, pe o noapte la mare am fost. Apoi deja mama a plecat la Moscova, la bunei, deja câteva ore a fost, vreo 4, pare mi se. Călătorești, îi place, e ok. Nu sunteți pretențioși cu copilul? Nu, credem că din contra trebuie cât mai mult să călătorim, să facem cunoștință de vârstă fragedă, că la 2-3 ani, adică sunt ok să nu se uite prin prejur cum suntem, ce facem, de ce e așa. Adică să știi toate procesele vitale din timp. Apreciez foarte mult implicarea ta, mai vedem poze din călătorii. Zi-mi sincer, o și îmbraci tu? Tu îi alegi hainele sau mamele pregătește? De asta tot se pregătește mama. Eu doar cu, nu știu, cu altele. Pot să ies la plimbare fără nicio problemă, dar mi-o pregătește mama. Da, pentru că de obicei dacă vedem copiii îmbrăcați de tătici, ne dăm seama că aici tăticii au îmbrăcat copiii. Eu o să mă stăr, o să iau câteva lecții, cred. De stil, de la mama. Și o să mă stăr să fac și eu ceva. Câți copii ai dori să fie în familia ta și câtă răbdare aveți pentru asta? Dacă sincer, sigur că aș vrea cât mai mult, cât mai bine, nu știu, vreo 4-5, e ok, dar vedem deja după posibilități. Încă mai așteptăm, mai vedem. Mai așteptați. Soția ta a alăptat? Da. Și da. În momentele în care ai plecat de acasă, aveai sticluță, cum te-a lăsat cu ea mică? Puține ori, dar a fost. M-a lăsat, de fapt, deja când Bianca mai mânca și altceva. Când deja trecuse, da. La mâncarea, adică la eu putem să-i dau ceva, ori cașă, ori, nu știu, niște brânzică sau piure, ceva. Da, piure cu ceva. Și probleme nu am avut. Cred că nici în viitor nu o să mai am. Cât de importantă este libertatea femeii atunci când naște? Pentru că foarte multe femei practic trăiesc numai pentru copil. Uită să se bucure și de sine. Tu, iată, îi oferi soției tale timp pentru sine. Unde merge ea când tu stai cu fetița? Da, depinde. Ori unde vrea, ori la sala de sport, ori să întâlnească cu ceva prieteni, cu rude. De fapt, orice plan are ea și acolo, dacă nu intru eu, nicio problemă. Eu mai am o femeie. Da. Și femeia asta poate are mai multă nevoie de mine decât femeia cea mare. Eu sunt sigură că va fi o relație nemaipomenită între tine și fetița ta. Vezi, dar nu ridica foarte tare nivelul, pentru că o să fie greu să-și găsească ea bărbat. Da. Te-ai gândit la chestia asta? Așa, da. Tu tot te gândești că o să mergi după ea când o să plinească 16 ani cu armă? Nu eu, dar dacă nu eu, oricum o să fie o persoană de încredere care să aibă grijă la început. Și drept la început. Pentru că soțul meu zic, eu, dar nu știu, eu să mă duc cu dânsul meu. Cunoscut prin cluburi Miami, eu cred că îi dă ceva să aibă grijă. Să fie tot ok. Mulțumim foarte mult, a fost o plăcere să te cunosc. Sper să fii un exemplu pentru câți mai mulți tătici din țară. Acum ceva timp, în dicționarul familiei, dar și în codul muncii, a apărut o nouă noțiune, cea de concediu paternal. Acest tip de concediu poate fi luat de proaspătul tătic în primele 56 de zile de la nașterea copilului pe o durată de 2 săptămâni. Ce beneficii are acesta, știe colega noastră Maria Unică. Miliardarul american și-a luat 2 luni de concediu paternal, timp în care și-a ajutat soția să îngrijească de bebeluși. Și moldovenii se pot implica în îngrijirea copilului nou-născut. Proaspeții tătici au dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice în primele 2 luni din viața bebelușului. Pe perioada concediului, tăticii beneficiază de o indemnizație paternală. Valoarea acesteia este stabilită în funcție de mărimea salariului mediu. Pentru a primi suma de bani, tăticii trebuie să țină cont de următorii pași.
să solicite concediu paternal în primele 56 de zile de la nașterea copilului, să solicite indemnizația paternală în primele 30 de zile de la acordarea concediului și să aibă un salariu legal în ultimele 3 luni. Nu înainte ca tatăl să prezintă un set de acte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Concediul de paternitate se acordă în prezența buletinului de identitate, certificatului de naștere a copilului și ordinul de acordare a concediului paternal de la locul de muncă. Practica atât de comună pentru țările europene a demonstrat că experiența concediului paternal permite mai multor femei să revină în mediul de activitate și să obțină rapid independența financiară. Îi place să fie tată într-atât de mult încât și-a făcut un blog în care povestește întreaga sa experiență de creștere a unui copil. E tătic modern, ce să mai fie și altceva. Și e un suport pentru cei care au întrebări fără răspunsuri. Tudor Ceban vine la Vorbe Bune și am o plăcere enormă să-i dau mâna pentru că este cu mătru meu și vreau să-l arăt țării întregi. Tătic nemaipomenit este. Eu cunosc implicarea lui încă de când Cristi, finanțul nostru, era în burtică. Erai foarte implicat de atunci. Ai știut de atunci că o să fii un tătic modern și o să ajungi să povestești despre asta tuturor tăticilor din țară și de peste hotare? Posibil era doar o idee în capul meu, dar odată ce s-a născut și am văzut cât de implicat trebuie să fiu eu, cât e de importantă aceasta și ce efect are, am spus că ar fi bine să împart și cu alții această idee. Pentru tine, apariția lui Cristi, ce a schimbat în percepția ta, mentalitatea, modul tău de a trăi? Eu aș spune că a schimbat totul, totul. În felul de a trăi am devenit un pic mai relaxat, dar și mai responsabil. În primul rând, asta se cam contradic. Eram mai responsabil față de copil, de familie, dar mai relaxat față de job. Fiindcă eu știam că acum cel mai important este familia. Uite, acum mă concentrez, asta e, asta vreau să fie. Pe viitor vedem cum vor fi chestiile. Tu, practic, muncești de acasă și ești non-stop alături de copilul tău. Exact, eu muncesc de acasă, dar nu sunt întotdeauna non-stop, fiindcă ca să muncesc productiv, eu câteodată mai și plec. Plec la, în altă parte sau la un oficiu, la prieteni sau la alții pe acasă. Și dacă sunt non-stop, eu am observat că nu sunt productiv. Și deci, decât să stau nici să lucrez, nici să fiu cu feciorul acasă, mai bine îmi fac lucrul meu productiv și apoi revin acasă. Voi sunteți genul de părinți foarte libertini în abordarea educației copilului vostru. Dacă vrea să intre în băltoacă, intră în băltoacă. Dacă vrea să se joace în glod, se joacă în glod. De unde ați învățat sau cum încercați să vă faceți regulile de educație? Încă înainte ca să nască, noi cercetam mai multe momente, cât despre naștere, cât și despre educația copiilor. Și am văzut că este foarte important, în primii 3-7 ani de viață, copilul să cunoască cât mai multe, fie substanțe, experimente, orice ar fi, dar să-i permită să-și dezvolte creierul la maxim. Și de ce noi am hotărât că îi dăm voie să facă cam totul ce el poate să facă, în același timp, noi suntem în spate, cum este așa o zicală, ca mama japoneză. Ea stă în spate, dă voie să facă orice, doar că în momentul când este un pericol pentru viață, atunci noi intervenim și avem grijă. Desigur, are și limite, dar numai atunci când e vorba de viață și moarte, să zicem așa. Sunteți foarte responsabil și la capitolul alimentație, copil. Practic, Cristi mănâncă tot ceea ce pregătiți voi din comerț. Eu nu am văzut vreodată să-i permiteți ceva. Cât de important sunt alegerile alimentare pe care le face un tată pentru copilul său? De asemenea, în urmă unei cercetări mai îndelungate, noi am văzut că ceea ce o să mănânce el o să fie ceea ce mâncăm și noi. Fiindcă întotdeauna, dacă noi mâncăm ceva ce nu e sănătos, el sigur se va trage, el va fi primul care va vrea să încerce. Pentru că nu poate tata cu mama să mănânce salam și nu se poate pentru copii. Adică, vouă vi se poate și mie nu mi se poate? Exact, exact. Chiar dacă este limita de vârstă, dar noi am spus așa,
iarăși în primii 7 ani, 10, cât se mai dezvoltă imunitatea, noi încercăm să ducem la maxim acest mod de viață sănătos. Mâncare, băutură, deci totul să fie cât mai sănătos. Și eu mănâncă fix ceea ce mâncăm și noi. Mm-hmm. În loc de desert, voi aveți fructe uscate. Exact, fructe uscate, fructe așa în mod natural, doar că ele de obicei le mâncăm înainte de masă sau ceva de genul acesta. Deserturi mai facem în mic acum, este foarte pasionată și noi împreună facem în dehidrator, punem fructele la uscat. Acum e sezonul fructelor, le mai uscăm și pe ele și merge foarte bine. Desigur că avem și excepții, nu suntem așa super mega perfecți. Când avem ieșiri în local, atunci este singura dată când noi permitem să avem abateri. Mm-hmm. Fiindcă el să știe că se poate și aceasta, dar că foarte rar. Nu îl izolăm complet mm-hmm. de această lume. Totuși trăim într-o societate și el știe care sunt anumite limite și care sunt anumite reguli de comportare. Regul. Care este cea mai frecventă întrebare din partea tăticilor pe care ai primit-o tu? De ce sunt cei mai neliniștiți tăticii? Sau mămicile care vor să ghiontească tăticii? Hai, implică-te și tu mai mult. Cred că mai mult aș spune că unii n-au reușit să se informeze atât de mult cum am reușit eu. Eu am avut norocul să am mai mult timp și m-am informat mai mult, dar unii nu reușesc și nu știu că, uite, este posibil de făcut și aceasta sau este posibil și altceva. Și asta e normal, eu aș spune. Doar că mai tragem cu ochii. Eu mă mai inspir într-o parte, ei se inspiră de la mine, pe urmă noi împreună mai discutăm și cam și aceasta. Și câți tătice moderne, responsabili, implicați, ai adunat în jurul tău? Sunteți o mică comunitate? Aș spune că da. Împreună și prietenii au început să se adapteze, chiar și voi ați început să vă adaptați. Și aș spune că e foarte bine, fiindcă nu suntem tare, tare mulți, dar cei care suntem, noi suntem pentru calitate. Da? Exact. Noi mai bine, dacă avem 30 de minute să fim cu feciorul, cu fica, aceste 30 de minute sunt cele mai calitative care noi le putem oferi, decât pur și simplu să stăm lângă ei și noi la telefon și ei iarăși la telefon. Nici într-un caz. Dacă sunt cu feciorul, cu fica, uite, asta e. Acum mă concentrez la maxim. Și ceea ce eu foarte mult îmi place și ceea ce eu recomand și altor este să se implice în jocul lor, să se joace. Deci exact să se joace, nu să se prefacă, dar să se joace, că e foarte interesant. Mie îmi place, am descoperit lumea copiilor încă o dată acum. Și e foarte bine pentru că așa este cea mai simplă metodă de a scăpa de stres, de exact. Griji. Te duci la masaj, trebuie să plătești, te duci acolo, trebuie să plătești, te joci cu copilul tău, are și el amintiri nemaipomenite alături de tine. Mulțumim foarte mult, o educație frumoasă în continuare să oferiți fiului vostru și un exemplu pentru ceilalți tătici, dacă doriți mai multe informații. Aflați direct pe blogul Tăticului Modern. Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi și după publicitate, pentru că vom asculta și muzica în premieră de la Tați și Copii Dotați. Revenim! Niciodată să nu spui niciodată. E un motto pe care următorul nostru invitat îl aplică cu succes în viață. Actor de meserie, moderator prin vocație și tată grijuliu prin voia Domnului. Avelin Tabarcea vine să vorbim despre copii și rolul în educarea acestora alături de fiica sa, Valeria. Bună seara! Vă salut cu mare drag! Bună seara! Seamănă ca două picături de apă! Da? Așa, ia loc pe canapea, Evita, sper să te simți foarte bine. E unica comoară în viața ta? Nu. Mai am încă două acasă. E soție și mai are surioară, Valeria, Alexandra, sânduța, care e micuță, e acasă și ne urmărește acum la televizor. Când s-a schimbat viața ta? Câți ani ai tu, iubita? 7 ani. 7 ani. Înseamnă că în urmă cu 7 ani, exact, în viața ta... Viața... Cam așa s-a întâmplat. Exact, viața a luat cu totul altă cotitură, au apărut alte responsabilități, alte griji plăcute și frumoase, pentru că vreau să știi că acest rol de tată mie îmi place foarte tare. Dar nu e obositor? Vin de la lucru, obosit, noaptea nu dormi. Ele vin dimineața în pat să te trezească, e precis. E foarte plăcut, da. Chiar vin dimineața sau când n-aș veni acasă, până nu le sărut pe ambele sau pe obraz sau unde pot, nu pot să mă culc, exact ele dimineața când se trezesc, până să meargă la școală, cealaltă la grădiniță,
îl pupă pe tati, chiar dacă îl las doarmă acasă, dar chiar dacă tati vine dimineață, oricum tati scoală, tati le duce la școală, la grădiniță, după asta își face și somnul de frumuse, dacă are nevoie. Așa, Evita, tati tău e sever cu tine sau este blând și dulce? Este blând și dulce. Dar uneori ridică vocea la voi. Când faceți năzbâtii, cum vă corectează tati atunci când faceți ceva ce nu e chiar tocmai frumos? Ia tati. Da, bineînțeles. Există, mai atunci mai trebuie să-ți impui autoritatea. Când îți ieși, da, se mai întâmplă când îți ieși din piepin, dar totuși încerc pe cât posibil să am discuții cu ea tot timpul, să-i explic ce e bine, ce nu e bine, cum ar trebui. Și încercăm... Păi, dar atâta timp pierzi, înainte cu o palmă, se rezolva totul. E bun. Între ghilimele, zic, evident. Am fost și noi crescuți așa și poate e și bună palma asta, dar noi încercăm pe cât posibil să evităm aceste lucruri. Se mai întâmplă, nu zicem nu, trebuie să recunoaștem, dar încercăm la maxim să evităm aceste lucruri, să fim cât mai... să le explicăm cât mai mult copiilor, să le spunem de ce e bine așa și de ce nu e bine invers. Și uitați că acest lucru a dat roade. Chiar anul ăsta Valeria a absolvit acum clasa întâi și prima jumătate de an la școală noi eram cu soția mai severi un pic mai și nu prea mergea. Uitați că a doua jumătate de an, de când am început să mai discutăm, să explicăm mai multe lucruri, Valeria a finisat anul școlar cu eminent. Bravo. Și vedeți că e mai bună totuși chestia asta. Da, da, căldura, relaxarea și încrederea în copil. Exact, trebuie să-i dai încredere, bineînțeles, altfel. Altfel. Tu de câte ori ai cerut lui tati surioara până când a venit ea? De multe ori? Da. Da, frățior, ai cerut? Sau încă nu? Nu, am înțeles. Vreți să fiți numai fete în familie, ea vroia, da? Ea fată, da, i s-a îndeplinit dorința. Ei, ea fată vroia. Soră vroia, sora și-a avut. Da, sunt 5 ani diferență între ele. Îți dai seama, în acești vreo 3 ani de când ea deja a conștientizat totul, ne tot ruga, când o să-mi aduceți o surioară, când o să-mi aduceți, și uite că a venit. Iată și pe, în imaginele trecute am avut-o și pe cea mică, mică, da, o bombonică, stai aici, scaunul aici de Valeria, mașină. Aici Valeria era exact, fotografia anterioară avea exact 6 ani. Așa. O iei cu tine la evenimente? Merge, merge. Îi place foarte tare, dar să fie... Viața mondenă! Să fie alături de mine, să urmărească toți, să fie alături și împreună cu toți artiștii. Aici era la filmare primului ei videoclip, împreună cu Cornelia Ștefăneț. Da, da. Și mi-am asta frumos. Aici era sânduța micuță. În vârtică. Ai asistat cumva la naștere sau era la lucru atunci? Era la lucru, sincer. Era la lucru sincer, când a născut soția? Da, da, da. Cum ai primit vestea? Le-ai anunțat la toată nunta prin sau cum ai primit? Prin telefon, nu. Mulțumim domnului doctor care m-a telefonat el și mi-a zis că ai bucurie. Am mers mai departe, am făcut eveniment până la final, după aia ne-am reîntors la maternitate, la maternitate și am sărbătorit, ne-am bucurat. Frumos. Acum vrem să ne bucurăm de melodia pe care o să ne cânte Valeria. Ce melodie? Da, eu... Oda soarelui. Oda soarelui. Oh, mai ales că cum avem soare din plin. Și apropo, lui e o premieră. E o premieră, da. E o piesă scrisă, muzică, text, Anatol Dumitraș. Pentru că Valeria, ce ai imprimat până acum sunt toate piesele doar al lui Anatol, pentru că eu am avut o relație frumoasă cu marele artist. Și vrem să mulțumim pe această cale și lui Marcel Ștefăneț, care a făcut un aranjament nou la această piesă. Și sperăm noi să placă lumii. E o piesă care nouă ne place. A, eu zic că o să placă și celor de acasă, pentru că atunci când este cântată de un copil pur, nu are cum să fie altfel. Aplauze și bucurați-vă, investiți în copiii voștri, așa cum avem și acest exemplu frumos. Valeria, special pentru voi.
Bravo, dragă! Tu ești viața tatălui tău, așa că te invit alături de el să ai bucurii de la fetele tale și să dea Domnul să ai cât mai mult timp liber să petreci și să le vezi crescând cu multă dragoste să de tată. Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu, pentru că cu siguranță au nevoie. Adevărat! Iar noi venim să vă arătăm alt exemplu de familie în care tatăl se implică nemaipomenit de mult. Aurel și Aurica Savin cresc doi copii educați. În pista de greutățile vieții, Aurica a urmat calea exodului și de 11 ani își crește copiii de la distanță. Aurel a rămas să fie și mamă și tată pentru fata și băiatul lor. S-a descurcat de minune și le-a oferit căldură dublă. Cu ce se ocupă acum copiii și ce succese au, a aflat colegul meu Ion Relea. Tatăl are un rol deosebit de important în viața unui copil, lucru demonstrat de familia Savin. Tatăl Aurel poartă grija copiilor de 11 ani încoace. Silvia avea 9 ani și Adrian doar 4 când mama lor a plecat peste hotare pentru a le face viața mai ușoară. Acei 3 ani au fost cei mai grei, pentru că atunci încă noi nu aveam posibilitatea să vorbim cum dorim noi și când dorim noi. Și acei ani au fost extraordinar de greu. Mama nu mi-a fost aproape, dar regret foarte mult, dar tata mi-a fost acel care m-a învățat să fac mâncare. Și atunci el m-a învățat pe mine orice să fac. Adică stăteam lângă dâns și m-a învățat cum să fac, cum asta. Dar acum cam îl învăț eu pe dânsul. Mai făceau borobață, mai astea, da, tășeam pe toate, mai râdeam, mai strigam uneori la ei, să faci, așa ai. Întotdeauna dragostea le-am arătat și din partea mea și din partea mamei, că mă cred că e la distanță, dar m-am stăruit întotdeauna că, adică e să știu cât mai aproape de copii, nu simt depărtarea asta unul de altul. Acum Silvia, fata mai mare, își face studiile la Academia Ștefan cel Mare, iar Adrian absolvește clasa a noua și este pasionat de sport. Datorită educației oferite de tatăl lor, au crescut copii responsabili și puternici de fire. Uneori tata mă înțelege mai bine decât mama. Uneori tata, ca un tată, trebuie să fie sever și să pună toate lucrurile la punctul, la locul său. Dar mama te ia, știi, mai înconjurat, părțin. E altfel cu mama. Mama mai fină, adică, da. Știți cum puterea unui bărbat, asta e o chestie. Dar puterea unei mame, e mai milostiv, e mai altfel. E să stării, adică și nu le-a dat timpul ăsta cât a fost, le dă atunci. Academia Ștefan cel Mare e o școală într-adevăr a bărbăției. Aceasta mă caracterizează foarte mult caracterul meu. Eu mă duc în fiecare zi cu ardoare, cu sete de a învăța, cu sete de a promova această specialitate.
nu știu, a fost o alegere care eu am crezut în ea, părinții foarte, foarte mult m-au susținut și în fiecare zi mă susțin. Secretul unei familii împlinite este... Dragoste față unul de altul. Asta e principalul. Încredere, întotdeauna am avut încredere în soție, soția în mine. Asta de la bun început, înainte de a mă căsători, noi ne-am întâlnit foarte mult, nu din prima zi, cu la două, 5 ani de întâlnire. Și apoi m-am căsătorit, m-am decis să ne căsătorim. Aveți încredere în valoarea familiei și purtați grijă aproapelui vostru. Niciun rost pe lume n-aș avea fără tatăl meu și mama mea. Asta cântă tânăra ce urmează să vină la noi într-o piesă de-a sa. Ce legătură de suflet are cu tatăl său, Nicoleta Cotorobai, aflăm chiar de la ea. Bună seara, Vida! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ai reușit să ajungi astăzi la noi. Ești singura femeie în această gașcă de bărbați. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru că, de fapt, tu ai melodie frumoasă pe care o să ne-o cânti astăzi. Este vorba despre... Da, cu mare drag v-am adus în dar prima mea melodie populară, făcută în colaborare cu domnul Veceslav Ștefăneț, cu Dorin Buldumea. Text și muzică îi aparține domnului Oleg Baraliuc. Profesoara de canto mi-a fost Cornelia Ștefăneț. Toți oamenii ăștia au stat în spatele meu pentru a realiza acest vis, pentru a-i aduce tatălui meu în dar o melodie, pentru a-i mulțumi, de fapt, că de la el am moștenit talentul de a cânta. Și sper mult să-mi reușească, să mă aprecieze lumea pentru munca pe care am depus-o. Da, urmează să vedem. Zicea de tatăl. Înseamnă că tatăl la voi în familie este cel care cântă la fiecare petrecere? Da, tatăl este muzicianul nostru din familie. De la el am moștenit talentul de a cânta. Unchiul meu mai cântă. A fost în formația Millennium și el, la fel și eu. O părticică din familia Cotorobai cântă și... De la ei am moștenit acest talent frumos de a cânta și mă bucur foarte mult că am pășit și eu pe urmele tatălui meu, pe urmele unchiului meu, nu-mi pare rău. Muzica este viața mea și cred că altceva n-aș putea să fac. De obicei, muzicienii nu recomandă copiilor lor să urmeze pașii pe care i-au făcut ei. Tatăl te-a susținut în alegerile tale? Din prima nici el n-a fost de acord să cânt, pentru că a spus că nu sunt talentată și nu cred că voi reuși. Dar eu muncind un an, doi, trei, mergând în formația Millennium la domnul Vlad Gorgos, a văzut că îmi reușește și deja a acceptat ideea că o să fiu și eu muzician. Cum a fost tatăl pentru tine în copilărie? Un exemplu de la care ai învățat multe și o copie, cam cum ai vrea să arate viitorul tău? Eu cred că pentru fiecare copil, părinții sunt exemplu și pentru mine tata, da, a fost, este de fapt și un exemplu până în ziua de azi. Este, nu știu, cel care mă ajută în toate. Ceea ce ține și este și șoferul meu și bucătarul și... Îți face de mâncare, tata? Și face și de mâncare când trebuie doar. Când nu reușesc, când sunt prinsă în foarte multe evenimente, foarte multe concerte, el este cel care lasă și lecții, pentru că este și profesor la școala de muzică, profesor de acordeon, lasă absolut tot și vine pentru mine, mă aduce acolo, chiar și astăzi, să rup de la lecții pentru a veni astăzi cu mine, să ajung la emisiune. Ce frumos, îmi dau seama că va fi foarte greu să te conducă la altar, să te dea în brațe lui la altul bărbat. Și acum este foarte greu. Stă lângă mine. Cu cine vorbești? Cine îți mai scrie? De ce? Să vezi până la ora 12 să fii acasă. Deci este foarte grijuliu și foarte atent. Da, așa cum trebuie să fie un tată. Cred că acum a venit și momentul să ascultăm premiera. Sper să placă tuturor, în primul rând tatălui tău, dar și tuturor taților din țară și de peste hotare, pentru că noi avem nevoie de voi și cred că meritați toată recunoștința din lume pentru tot efortul pe care l-ați făcut ca să ne creșteți și să ne vedeți mari sau micuți, depinde ce copilași aveți. Cu mare drag! Așa, Nicoleta Cotorobai chiar acum pentru dumneavoastră, dragii noștri.
m-am născut pe lume, tată, tu mi-ești când și nume. Cât ai făcut pentru mine, știu doar eu, tată, mai bine. Tu m-ai învățat de acasă să cânt cu zâmbet pe față și aleg drumul tău în viață, că suntem legați de-o ață. Azi port cântecul prin lume ca să fii mândru de mine. Cu el m-am născut, cu el am crescut, moștenesc acest trecut. Cum o fi viața să fie, mereu o să-ți cânt primul cântec ție. Mai greu n-a lipsit umărul tău, mă. Cum se cântă așa și este, omul din soartă nu iese. Poate mi-a fost dat și mie să aduc lumii bucurie. Azi port cântecul prin lume ca să fii mândru de mine. Cu el m-am născut, cu el am crescut, moștenesc acest trecut. Cum o fi viața să fie, mereu o să-ți cânt primul cântec ție. Moștenesc acest trecut. Cum o fi viața să fie, mereu o să-ți cânt primul cântec ție. Foarte frumos! Ce poate fi mai frumos decât o dedicație din partea copilului în semn de recunoștință pentru tot ce faceți? Dragi părinți, chiar dacă acum îi aveți atât de mici, vă dați seama cât de important este să fiți alături de copiii voștri în fiecare clipă, ca peste ani să ajungă să cânte despre dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, baftă! Și eu cred că tatăl tău e foarte mândru de tine. Sper și eu. Acum, să fie toți tăticii din lume fericiți și mândri că stau alături de copiilor. La revedere! Vedere, o seară frumoasă să aveți!